Hei, salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi mergem să cumpărăm repede o mașină. Am găsit un Golf 5 la un preț destul de bunicel. Un Golf 5 1.4 benzină de prin 2004 sau 2005, nu mai știu sigur, trebuie să ajung acolo să mă uit pe acte, pentru că nu am discutat despre chestia asta. Fiind de la mine din zonă, i-am spus că vorbim la fața locului. Tragem repede o fugă să vedem cum este mașina. Mașina este de la o tanti în vârstă, o doamnă profesoară, dar nu este veșnica poveste cu medic, cu bătrână care se ducea doar la piață și la biserică și chestii de genul ăsta. Este o tanti în vârstă care vinde mașina, iar eu o să o cumpăr, să o dau mai departe, bineînțeles. Dacă are ceva probleme, le reparăm împreună. Cu ocazia asta o să vă arăt cum procedez eu când găsesc o mașină la preț mai mic, o cumpăr și o vând mai departe cu un alt preț. Mergem, o vedem, dacă merită cumpărată, o cumpărăm, dacă nu, aia este. Ne vedem de treaba noastră. Dar înainte să începem acest episod, dacă v-ați cumpărat o mașină sau vreți să vă cumpărați o mașină și vreți să o verificați pe Car Vertical, în descrierea acestui episod aveți 3 linkuri cu reducere de 15% pentru fiecare raport cumpărat pe Car Vertical. Și nu uitați, vă rog, să dați acolo un like și la Dari pe canal, pentru că s-a apucat și ea de YouTube și face videoclipuri super mișto. Oricum m-am trecut și la vizualizări și la de toate. Mai greu cu abonații, dar cu vizualizările merge destul de bine. Și dacă sunteți noi pe acest canal, nu uitați să apăsați butonul acela de subscribe, mă ajută foarte, foarte, foarte mult. Am luat mașina, acum mă duc acasă. Aici avem contractul de vânzare, cumpărare, fiscal, bla bla bla. O să vă explic cu el și cum am procedat. Mă duc acasă să las taxiul și pe la 4:30 mă duc după mașină, pentru că am ceva treabă și momentan nu mă pot duce la Petrușani. Mașina arată destul de ok pentru banii pe care i-am dat pe ea. Am un pic de lucru, trebuie să-i schimb rulment pe față și pe spate. Ce trebuie să mai schimb? Cauciucuri, cred că și bateria, pentru că mi-a spus că bateria are ceva probleme. Și cam atât. După aceea o punem la revânzare. Dar prima dată să vă arăt mașina și vorbim după ce o luăm. Acum mergem cu taxiul după mașină. Pe o avem acolo și aia de vânzare. Suntem aici cu prietenul meu, Raul. Așa, aici cu Raul, vă las link de la el. Hai, ha, și mergem după mașină. Mersi, fain, rămân la tot. Bun și bun. Cam asta e mașinuța. 204.354 de kilometri. Tanti a făcut decât... Stați așa, să dau scaunul mai jos, că sunt prea înalt. Tanti a făcut decât. Cât a spus că a făcut? Nu știu, opa. Asta s-ar trag și mai în față acum. Două secunde, Raul. Pregătesc astea. Uite așa. Ei, ce ciudat mi se pare acum cu benzina. Gata mașinuța, văd că are semnalizări în oglinzi. Un plus pentru mașină. E o ușă deschisă, dar nu știu care. Imediat că uite, văd că mi-apare acolo în bord. Nu bate, nu troncăne. O singură problemă are. Adică are mai multe probleme. Gen... rulment pe față sau plăcuțe, nu știu sigur, dar eu zic că este rulmentul, pentru că se aude destul de rău. Mamă, ce ură se ambalează. Și gen, când dacă iau stânga sau dreapta de volan, nu se mai aude așa rău rulmentul, dar dacă merg drept, se aude un... Ia auziți. Uite, dacă iau, vedeți, dacă e stânga sau dreapta, nu se aude. Vedeți? Uite, nu se aude. Dar să vedeți când în... Uite, când îndrept, ia. Uite. Da, e rulment. Mamă, ce frâne miștoare. Mamă, nu sunt obișnuit deloc cu ea. Deci, rulmentul, bateria, puțină rugină și cauciucuri. Astea trebuie să schimb eu la mașină. Prețul a fost destul de mic, am negociat destul de mult, pentru că, na, v-am spus, rulmentul se aude destul de urât pe față. Prima dată când m-am urcat la volan mi s-a părut destul de aiurea. Cauciucurile sunt destul de terminate și alea trebuie să le cumpăr. Bateria mi-a spus că face probleme, dacă nu o pornești două zile după aceea moare, nu o mai poți porni. Mașina este destul de cheală, na, 2004 ani de fabricație, nici nu mai știu restul. A fost înmatriculată anul trecut, în luna a 3-a 2021, deci practic are 11 luni de când este în România. Și să vă spun în mare povestea mașinii. Mașina a fost cumpărată din Germania. Tanti asta a lucrat la o familie de care a avut grijă câteva luni, 4 luni.
Și tot se ducea cu mașina asta la cumpărături pentru bătrânei aceia. Și înainte să plece spre România, bătrânei i-au spus la femeia asta dacă dorește mașina, pentru că ei o țin doar în garaj și așa nu o să o folosească, cine o să aibă grijă de ei va avea mașină. Și a spus că îi dă mașina cu 1000 de euro. Deci tanti de la care am luat eu mașina a cumpărat mașina asta anul trecut cu 1000 de euro. Și eu am cumpărat-o acum cu 1450 de euro. Știu că o să-mi săriți în cap și o să-mi spuneți că, că vreau să fac profit și chestii de genul ăsta, dar este ceva normal. Acum fiecare cu cât găsește. Și cu 500 de euro, dacă cumpăram mașina, pot să o vând cu cât vreau eu. Adică cu cât vreau. Cu prețul pieței. Eu m-am gândit să o bibilesc puțin. O să o pun pe net la 2000, negociabil. Deocamdată nu vorbesc prostii despre preț. O să rămână să vedem. Trebuie să văd cât face modelul ăsta. După cum am spus, mașina este destul de cheală, nu are foarte multe, așa că bă, nu trage stânga, nu trage dreapta, nu bate volanul, nu bate volantă, nu se aude nimic. Da, prima dată trebuie să studiez piața, să vedem despre ce este vorba, să vedem cam prețul lor care ar fi. Link de la Car Vertical o să vă las în descriere, că am verificat-o pe Car Vertical. A fost primul lucru pe care l-am făcut, după aceea am dat o tură cu ea să vedem dacă are ceva probleme sau chestii de genul ăsta. Volanul stă drept, nu trage stânga, nu trage dreapta, absolut nimic. Ia, când pui frână, la fel, când pui frână n-ai nicio treabă. 204.000, am o ușă deschisă, dar v-am mai spus chestia asta. Mașina are 11 luni de când este în România, imediat face un an. Așa, o să ne uităm după aceea în acte. A spus că a schimbat doar consumabilele, a schimbat plăcuțele și cam atât. Asta rămâne acum să vedem ce mai schimbăm noi la ea. În fine, rămâne să mergem acasă, să facem un video și pe sub capotă, să vă arăt mai multe chestii, cum am verificat-o eu. În mare parte, video ăsta este despre cum procedează un samsar când cumpără o mașină, adică eu. Acum mă consider samsar pentru că practic am cumpărat-o și este pentru revânzare, este să o vând mai departe. Urât cu accelerația, se accelerează imediat față de Golf, față de Logan. Asta chiar se accelerează, nu glumă. Și cu ocazia asta o să vă arăt ce înseamnă să fii samsar. Am cumpărat mașina, o punem la punct, o îngrijim și o punem mai departe la vânzare. Geamuri electrice, 4 geamuri electrice, oglinzi electrice, semnalizare în oglinzi. Avem ăsta, CD player-ul ăsta al lui original, dar îl oprim pentru că nu ne interesează. Mașina, din păcate, nu are AC-ul, dar are ESP. E bine că are măcar ESP. Ce nu mi-a plăcut la golfurile astea, întotdeauna a fost volanul ăsta în 4 spițe. Dar nu putem să comentăm. Mașina oricum o să fie pentru, nu știu, pentru un începător. Este bine că nu are nimic aprins în bord. Aia este cel mai ok. De troncăni, nu troncăne, că dacă vin cu BMW-ul prin găurile astea se aude enorm. Așa. Și la revânzarea mașinii accept orice test, orice probă. Mergem și la service autorizat și la orice. Deci după cum am spus, nu troncăne și nu bate nimic. Uitați, dacă vin cu Loganul sau cu BMW-ul, se aude troncănind din toate părțile. Mașina clar nu a fost îngrijită de cine a avut-o. Adică moșii ăia pe acolo, că tantea asta ce să îngrijească într-un an de zile. Nu prea aici. Asta se dă aici, ce mai avem? Avem din ăla de brichetă, numai bine băgăm un modulator și băgăm să vedem cum se aude muzica pe ea. Nu scoate gram de fum, toba la fel nu are fum pe ea, dar oricum chestiile astea o să vi le arăt după ce ajungem acasă. Intră foarte bine în viteză, nu se aude volantă, bine, ce să se aude la motor 1.4, asta țin toată viața. Apa nu trece de 90, da, eu zic că am făcut afacere. Băi, și uite că nu se mai aude rulmentul ăla, frate, eu cred că nu e niciun rulment. Eu cred că sunt plăcuțele. Cred că sunt plăcuțele de frână, sunt duse și ating pe... Da, mă. Deci nu e niciun rulment. Ia. Dacă iau dreapta? Da, mă. Nu e, mă, frate. Deci nu e niciun, nu e niciun rulment. 100% sunt plăcuțele de frână. Că tot am pus frână cu ea. Și după, la un moment dat, după ce am luat piciorul de pe frână, am auzit că nu se mai aude chestia aia.
prea tare, deci investiție minimă. Nu trebuie să schimb rulmentul, trebuie doar bateria și cauciucurile. Am ajuns acasă și haide să vă arăt în mare mașina. Așa arată înăuntru, bineînțeles că nu este curățată deloc. Uite, acolo are emblemă de la Volkswagen, două păhărele, aici ăsta. Actele sunt aici, preșul murdar. Nu știu ce cu cablul ăsta, ai cablul de auxiliar, mi-a spus. Are cartea aici, airbag on off, tapiseria care este super ok. Plafonul nu vă mai spun și ăsta e super mișto, bec aici, bec aici, chestia asta. Ăsta se desface, nu se desface. Aici avem astea, deci tapiseria nu este murdară, nu este plafonul, nu este rupt. Aici are niște din astea. S-a zgâria materialul ăla, buton la benzină, geamuri electrice, reglare lumini faruri, faruri electrice, aici avem panoul, da, cam așa arată în bord, avem și închidere aici, la ăsta, scaunul de la șofer, aici are lipita asta de racing, dar o să o dăm jos, că uite, vedeți, aici are un pic de rugină, pragurile sunt ale ei, cam așa, uite, aici are început de rugină, vedeți? Ușa, închidere centralizată, semnalizare în oglinzi. Stai să vedem, aici am văzut eu o problemă, în dreapta, uite acolo rugină, aici, vedeți, e rugină, dar nu e rugină să treci cu pumnul. Uite și fetele mele, să nu închizi poarta. Uite, vedeți, aici are, uite, ăsta aici și aici o dungă, tapiseria din spate, arată foarte bine și în spate, geamurile electrice, aici mai văd eu un defect, dar nu are șurubul băgat aici, dacă îl vedeți, da, curățenie în portbagaj, au avut subwoofer, mă, pe ea, că, uite, vedeți, are cabluri pe acolo. Roată de rezervă nu are, din câte văd, are doar cric și atât. Și a avut, uite, are un cablu, vedeți? Cred că a avut un bufăr. Ia asta, să vedem și cablul ăsta ce cu el. Ia uite. A avut stație și subwoofer. Bine că mi-a spus că mașina a folosit-o și fata ei. Da, pana mea. Mamă, că nu arată rău deloc. Chiar deloc nu arată rău. No, am dat o tură cu fetele. Lui Dari nu-i place de nicio culoare. În șanț? Cum nu cobor? Uită-te cum cobor. Hai mă, mamă, că poți, atâta de pretențioasă ești. Eu nu pot. Da, poți, că te scoate mamă pe partea aia altă. De ce să nu poți? Nu pe partea asta. Nu pe partea asta. Nu te dă nimeni pe partea aia jos. Hai să vă arăt pe aici cum arată. Motorul toarce. Dacă ați auzit și voi, nu bat tacheți, nu nimic. Lonjeroane, caroserie, totul este ok. Șuruburile sunt ale ei. Nu văd să fie nimic îndoit. Să fie mastic pus. Așa, lonjeronul e ok acolo. Electromotor, curea, filtre schimbate, ulei schimbat. Urmează să-i schimb eu bateria. Catalizatorul e pe mașină. Uitați-vă acolo. E greu încă este, nu este anulat, e greu. Uite la aici. Așa. Nu știu cum să dau capacul ăsta jos. Chiar nu știu să-l dau jos. O a avut subwoofer, v-am zis eu, pe ea. La cutie acolo pare tot în regulă, nu pare multă rugină. Urmează să mergem să spălăm, să-i cumpărăm cauciucuri, să-i facem, să-i aprindem alea în oglinzi, să-i aprindem alea jos acolo. Aici chederile arată bine, nu sunt rupte. Covorașe, un pic murdară bancheta. Plafonul foarte, foarte, foarte ok, nu este rupt, nu este desprins. Da, covorașele unul de un fel, unul de un fel. Muzica merge bine. Pana mea. Ce să vă mai are aici ceva, nu știu ce-i ăsta. Ia să vedem. De la ce e ăsta? Aveți idee? Acolo nu e rugină. Da, e. Dar nu e rugină, e s-o rugini ceva și o curs. Așa. Un orderici pe aici.
Da, trebuie spălată, cam asta e mașina, oameni buni. Urmează să o punem pe tester, să vedem dacă are ceva probleme, dar după cum merge motorul, văd că e tot ok. Așa, bine că nu are tapiseria ruptă, nu e foarte murdară să aibă pete prin ea. Plafonul îmi place că e foarte curat, nu e desprins, nu e rupt. O mașină de 1000 de euro, a câștigat anti 450 de euro. Bine că nu prea a câștigat, pentru că a dat ceva bani să o înmatriculeze, a dat ceva bani să vină cu ea din Germania, dar totuși s-a folosit de ea. Și n-am dat mult, 1450. Oricum eu o vând, acum v-am spus, știu că o să sară o grămadă de, o să-mi sară o grămadă de lume în cap că o vând cu suprapreș și din alea, dar e strict problema mea. Dacă e cineva interesat de mașină cu mare drag, poate să vină să o probeze. Urmează să-i schimb cauciucurile, bateria. A, ce am mai observat, ștergătoarele fac figuri. Se desprinde cauciucul ăla de pe mijloc. O să schimb și ștergătoarele. Și un defect ce nu-mi place mie e că, uite, are un pic rupt aici. Iars de țigară, e scrum de țigară. Da, nu e o problemă, se rezolvă. Un braț din asta cred că e 50 de lei la dezmembrări. Eventual o să cumpăr și ăla. Și urmează să fac un alt videoclip în care o punem la punct și o pregătim de vânzare și o punem pe OLX. Ce părere aveți? Merită cât am dat pe ea? Cam cât aș putea să iau pe ea? Încă o chestie ce vreau eu să umblu pe aici. Ăsta, ridic volanul, frate, că eu nu sunt femeie. Așa, domne, ridic volanul că era prea jos. Era pentru tandile la care am cumpărat. Vă las link în descriere cu raportul de pe car vertical de la mașină, să vedeți și voi kilometrii, când a fost înmatriculată și na, ce detalii am mai dat pe car vertical. Și dacă vreți să vă cumpărați o mașină sau vreți să vă cumpărați o mașină și vreți să o verificați pe car vertical, în descrierea acestui videoclip aveți 3 linkuri cu o reducere de 15% pentru fiecare raport cumpărat pe car vertical. Dacă sunteți noi pe acest canal, nu uitați să apăsați butonul acela de subscribe și dacă vreți să mai cumpărăm mașini, dați-mi acolo un comentariu și o să mă mai ocup de chestia asta. Acum am ceva timp liber. Ideea e că mașina asta tocmai ce am găsit-o și mi s-a părut chiar destul de ieftină. Din păcate are doar o cheie. Mai am de investit în ea, să zic că cel puțin 200 de euro. Pe acolo, 200 de euro să investesc, ajung la 1650 și o să dau cu 1900, ar fi cam destul de bine. 1000. Hai că poate cu chiu cu vai, dacă e cineva care are nevoie de mașină, scad la 1800-1850, vedem noi pe acolo. Sau dacă vreți, facem o tombolă țigănească, cum fac ăștia pe YouTube sau cum am făcut până acum și o dăm la tombolă. Facem acolo 5 euro sau 10 euro, cât vreți voi. 10 euro ar veni 200 de persoane, nu, 190 de persoane. Sau 200 de persoane. Și din 200 de persoane s-o câștige cineva. Ce ziceți? Vi se pare riscant să băgăm la o tombolă? Vă țineți să pariați 10 euro pentru o șansă să câștigați mașina? În fine, lasă, asta rămâne să vedem în următorul videoclip. Prima dată aștept părerile voastre despre mașină și cu cât să o dăm sau ce să-i mai facem, ce să modificăm la ea. V-am pupat!